Vă rog să nu ne deranjați foarte tare, să vorbiți un pic mai încet, pentru că suntem la ora de masă. Asta mic s-a mufat un pic. S-a mufat, i-a venit rândul la masă, ce vreți? Când îți vine rândul la masă, nu te împotrivești, că nu știi când mai vine după aia. Câți pui are... Are... salut! Bună, Alhambra! De tine vorbeam. Da, ea data trecută a vorbit toată emisiunea, e spaniolă, adică e obișnuită, telenovela... Si, si, si! Câte vezi că are un an jumate ea? Da. Și a făcut? A făcut în 5 puiuți de 4 culori. Ea este singura fetiță. Ea este singura fetiță. Înfometată. Meu! Da. Te-a văzut puberul, te-a văzut departe. Da. Nu veni aproape. Și singura care seamănă foarte mult cu mama ei, nu? E singura care seamănă cu mama ei. Oricum, băieții n-ar putea fi în 3 culori. Nu, de ce? Nu. Genetica. E ilegal? Da, da. Nu. Deci ceilalți sunt mai unul negru, ai zis? Mai sunt doi negri și unul este un Garfield... Roșcat cu alb. Ok, doar roșu, deci, cu alb. Exact cum e aici, așa, roșu cu alb. Și mai este unul ciocolată cu alb. Deci, da. V-am spus că e... Poză cu ăla ciocolată cu alb. Ea este un Kinder Surprise, așa. Deci, nu-i ții pentru tine, dai, nu? Pui. Da. Hai, Dorin Costan, câte pisici ai? Aveți? Avem 3 femele și un băiat. Și eu am pe prietena mea, Ana Maria, care este cealaltă jumătate a Felisei noastre și fără de care nu puteam să facem nimic. Și ea mai are 3 pisicuțe și un băiat și în felul ăsta putem să, le să păstrăm diversitatea genetică. La ce vârstă puteți să îi dați, să-i dați spre adopție? În România, după 3 luni, pentru că primul vaccin e la 2 luni, al doilea, ca și la oameni, la 3 săptămâni se face un rapel și e bine să plece după acea vârstă. Nu poți face vaccinul mai repede pentru că anticorpii mamei ți-l anulează cumva. Și... după 3 luni, iar în străinătate depinde, după 4 sau deci cel mai rău 7 luni cu carantină. Asta e important, să-i lăsăm să mănânce de la mami, nu? Îi lăsăm să mănânce de la mami, undeva după 2 luni laptele este mai mult apă, dar este rolul ăsta social și exact cum vedeați și voi, când face cu lăbuțele așa... Te vede ca pe mami. Te vede și după aia îți face și ție când se face mare, dar contează mult. Unii mai și adorm. Pe bune? Eu cred că a dormit. Da, dar Alhambra nu. Dar în perioadele astea în care este foarte cald afară, trebuie să avem o grijă mai mare la blana lor? Trebuie să îi întreținem cumva? Nu? Ele știu ce au de făcut și am fost șocat că avem niște geamuri în care bate soarele. Da. Am pus niște draperii și pisica dormea între geam și draperie la 40 de grade. Mamă, le place. Da. Cred că trebuie să fim atenți și chiar și noi când dăm aerul condiționat am putea să-l dăm la 24-25 de grade, nu trebuie să-l dai la 17. De unde vin Dorin chestia asta? De ce le place atât de tare căldura? Băi, nu știu, n-am găsit explicația. N-au stat în soare toată viața, nu? Nu, bă, au fost acum milioane de ani în Africa, dar au trecut niște ani de atunci. Exact, și ele nici nu se încing atât de tare. Păi de-aia le spun, nu le mai tundeți, pentru că asta este o pernă de aer protecție. Superbă. Da. Și de asta, părerea mea, apă rece este exclus, dar știu pe cineva care a dat apă rece la pisică. Apă cu gheață? E o greșeală mare. De la frigider. Nu-mi spune. Că mai pun câte un cup de gheață la... Nu. Nu? Nu-i bine? Și, nu, nu. Nu-i bine. Și aerul condiționat, v-am zis, mai relaxat. I-am dat și mâncare rece de la frigider la un moment dat, a făcut roșu în gât și după aceea am avut de treabă câteva luni. Da, și mâncatul rece nu e de bună. Deci aici vedem British Turtle. Da. Turtle. Și acolo un... aproape clasic. Ele are culoarea anului, are peach fuzz. Da. Cele tortii, ea este crem cu, cu gri, dar cum ai spus și tu, cremul arată exact ca o piersică în cazul ei, așa că este la modă. Da. Asta e una dintre perile bune, dacă nu știți ce să faceți cu păruțul. Pentru părul scurt. Da, asta s-ar putea să vă ajute într-un fel sau altul și mai e și aia, nu-i face reclamă, dar îi zice furminatorul aia și bunișoară și aia, doar să le perieți. Exact, apropo de unelte, dacă de exemplu acum e fiind foarte cald afară, e duminică, ies cu prietenii la un grătar și am și o pisică și vreau să o iau cu mine. Nu știu, ies cu ea la iarbă verde, mi-au o lesă, mi-au o perie. Ai zâmbit. Am zâmbit pentru că în weekend e ăsta străzi deschise pe Calea Victoriei, sunt zeci de mii de oameni și foarte mulți vin cu, câini. Și vă dați seama când se încinge asfaltul ăla și ei la 30 de centimetri și pernițele. Nu, eu cred că dacă am face un sondaj de opinie, puține pisici și-ar dori să iasă afară. Vor să
stea liniștite acasă, nu să le agiți pe stradă. Da. Ele sunt fericite când pleci și le lași singure stăpâne acolo. Ia, mai faceți puține liniște că aici la ora de masă se și adoarme ușor. Vreți să vedeți? Haideți să vedeți. Haideți să vedeți. Gata. S-a mâncat. Urmează siesta pentru că toți sunt pe Spania, domnișoarele. Uite. Gata. Hai că acum... Gata, terminat de mâncat, te lăsăm în pace, a terminat și intervenția la neața. Te-a întrebat când mai e concert. Aole, îi povestesc eu. Chiar? Da, un background vocal. Un background vocal. Te pupăm, Dorine, te salutăm, sărut mâna. Mulțumim de invitație. Mulțumim că ați venit pe la noi. Mergeți liniștiți acasă, la căldurică. Da. Dani, Răzvan, Dani. Mâța mea care e foarte activă de fel, ieri a fost ușor doborâtă de căldură și stătea întinsă așa, doarme toată ziua. Dar pentru că vrea să arate că e și ea prezentă în discuție, dacă o strici din leșinul ăla, face așa. A, doar, stă cu capul